cum s-a legat cu sarmalele? Păi, eram cu Mișu, probabil. Da, cu Mihai Iordache, care a fost și el în anturajul timpuri noi, multă vreme mergea, îi însoțea în turnee, numai ca să dea și el cu saxofonul la două cântece, la Mistrețul Galben și nu mai știu ce. Și noi aveam foarte multe idei și le ziceam, băi Artane, băi Dane, că între timp venise Dan Iliescu la trup, băi, ce-ar fi să faceți așa? Hai mă, puștule, pleacă de... Și atunci am zis, băi, am putea să facem noi ceva. Și el cânta, avea mediul lui de la Preoteasa, cânta jazz cu Zoltan și cu Romanescu și de asemenea îl cunoștea și pe Viciu din alte contexte, tot așa, repetiții, cântări. Și făceau cu toții școala lui Marius Pop, școala de improvizație. Că pe vremea aia nu era secție de jazz la conservator și făceai ținea de școala populară de arte sau nu știu ce. Dar era acel curs de un an sau doi pe care îl făceau jazzmenii ca să se califice, să învețe și ceva și ca să aibă și o... Certificat și un pentru certific. A ieși da, pe scenă. Da, da, da. Și asta este și atunci i-a cooptat de acolo, Zoltan era cu piano și noi știam că are voce bună și că poate să cânte și e un episod foarte interesant. Eram la club acolo, la Cafeneaua de la Preoteasa și s-a întâlnit, nu știu, aveau și timpuri, noi aveau sală de repetiție tot acolo și Artan i-a spus lui Zoltan, tu ai o voce foarte bună, Artan era foarte, avea o intuiție foarte bună, era foarte generos și dădea sfaturi de genul ăsta. Și pe urmă, peste ani de zile, când îmi zicea, bă, ce mă enervează Zoltan, de ce s-a apucat de cântat? Păi tu i-ai spus, a ascultat sfatul tău și nu-și mai aduce aminte. Te-ai bătut. În fine, no, e ok, suntem prieteni în continuare și sunt alături de el. Ne vedem mai rar, dar îi transmit mereu urările mele și contează. El m-a debutat.